Știm cu toții că nu există Crăciun fără sarmale și cozonac sau Revelion fără câteva pahare de băutură, iar uneori, prinși în euforia sărbătorilor, facem și excese fără să ne gândim la sănătatea noastră sau la forma fizică. Atunci când vine momentul să strângem ornamentele din casă și să ne îmbrăcăm să plecăm la serviciu, ne reamintim că magia sărbătorilor este limitată la câteva zile și că hainele care luna trecută ne veneau bine, acum au rămas cam mici. Și din păcate, aceasta nu ar fi singura problemă. Pe lângă kilogramele în plus, delicatesele tradiționale de sărbători, mesele dese și abundente, dar și consumul mare de alcool în această perioadă, își lasă amprenta asupra organismului nostru prin faptul că ne mișcăm mai greoi, ne simțim mai obosiți și acuzăm chiar dureri de cap. Astfel că după o perioadă de excese alimentare, este foarte indicat să ne ajutăm corpul să elimine toxinele acumulate. Potrivit nutriționiștilor, o cură de detoxifiere este indicată, care va consta în primul rând în consumul de multe fructe și legume proaspete. În plus, trebuie să eliminăm grăsimile, în special cele de origine animală, și să avem 3 mese pe zi și 2 gustări. Un astfel de regim va fi benefic nu numai pentru siluetă, ci și pentru piele, ficat și rinic, sânge și colesterol. Ca după sărbătorul de iarnă, când am făcut un exces de alimentație, carne de porc, alcool, grăsimi, este recomandat să facem o cură de detoxifiere. Și acesta constă în să consume foarte multe fructe și legume, sub formă de sucuri sau de mâncate ca atare, foarte multă apă să consumăm, acei 2 litri de apă, ceaiuri de fructe de pădure, o ceai de pojarniță este recomandat iar și pentru că e foarte bine pentru ficat, să evităm să bem foarte multă cafea, să reducem fumatul pentru cei care suntem fumători, să facem foarte multă mișcare, dar nu în exces, pentru că foarte multă lume are tendința ca după sărbători, când au consumat foarte multe alimente grase, să facă mai mult sport la sală. Nu, ar trebui să o luăm treptat. Ce alimente nu ar fi indicate, să zicem? Bineînțeles, în cura de detoxifiere este recomandat să nu consumăm alimente grase. Nici măcar semințe care sunt foarte grase, gen de dovleac sau floarea soarelui sau nuci. Evităm în perioada aceasta să consumăm semințe grase. Carnea de pucel, toba, tot ce s-a făcut din pucel nu este recomandat. Este preferat să mâncăm foarte mult pește, carne de pui, curcan, gătit la cuptor sau grătar. Fiecare dintre noi resimte efectele toxinelor acumulate în organism în perioada de după sărbătorile de iarnă. Senzația de oboseală, nivelul scăzut de energie, lipsa de concentrare, balonările, apariția celulitei, migrenele sau tenul încărcat sunt doar câteva dintre semnele pe care organismul le afișează. Deși mesele sunt încă încărcate, senzația de prea plin, de greață și alte simptome specifice afecțiunilor digestive ridică adevărate probleme. Ficatul și inima sunt supra-solicitate după consumul de carne grasă de porc, dar mai ales după abuzul de băutură alcoolice. De asemenea, abuzul de cafea poate declanșa accidente vasculare pe fondul hipertensiunii. Din aceste motive, se impune un regim alimentar de dezintoxicare, ținând cont și de vechile predispoziții. Astfel, sunt binevenite supele și ciorbele cu zarzavat proaspăt, fără sare la cei hipertensivi și mai puțin acru pentru cei care suferă de gastrită. Efecte benefice au și piureurile, brânza de vaci, paste făinoase și, bineînțeles, fructele, acestea constituind un adevărat medicament pentru un organism supraalimentat. Nu sunt recomandate ceaiurile diuretice în scopul detoxifierii, în schimb însă, extrem de eficiente sunt ceaiurile de mușețel, pojarniță, tei sau fructe de pădure, dar și laptele consumat în jur de 2-3 litri de persoană pe zi. De asemenea, nu este recomandat pentru o perioadă de timp consumul de cafea și băuturi alcoolice, precum și de băuturi răcoritoare cu multe euri. Este bine de știut de toată lumea că organismul are nevoie de o detoxifiere cel puțin o dată pe an. Ținută imediat după perioada de iarnă, cura de detoxifiere este o modalitate de a ne tonifia organismul pentru a scăpa de toxinele depuse, dar și de a ne pune în formă pentru noul an ce tocmai a început. Nutriționiștii atenționează însă că această cură de detoxifiere nu ar trebui să depășească durata de o săptămână.